În perioada 18-19 februarie, baza navală a fost gaza convocării anuale a ofițerilor responsabili cu relațiile publice din forțe navale. Activitatea a fost organizată de compartimentul relații publice a statului major al forțelor navale, reprezentat de locotenent colonel Corneliu Pavel. A fost prezent la deschiderea manifestărilor domnul comandor Tiberiu Codan, comandantul flotei, ocazie cu care a ținut să precizeze în alocuțiunea sa importanța ofițerilor responsabili cu relațiile publice pentru promovarea unei imagini corecte a unităților pe care le reprezintă și a forțelor navale în ansamblu. Identificarea și raportarea în permanență la adevăratele valori care trebuie să caracterizeze instituția noastră este fundamentală. Și asta, pe de o parte, va crea o imagine pozitivă în ochii publicului larg la mass media, pe de altă parte, e o acțiune care implicit va determina însănătoșirea sistemului noastră. Au mai fost invitați la convocare reprezentanții trustului de presă al Armatei și ai Direcției Informare și Relații Publice a Ministerului Apărării. Următorul aspect care vreau să discutăm este despre comunicatul de presă, care este mijlocul cel mai simplu sau cel mai simplu produs de relații publice. Înseamnă câteva fraze. Aici, dacă aveți vreo problemă, neapărat trebuie să o lămurim. Știți că ele trebuie, un comunicat de presă sau o informație de presă, trebuie să aibă aprobarea comandantului, avizul ofițerului cu protecția informațiilor și avizul șefului Direcției Informare și Relații Publice. Așa scrie NEM 148, mergem pe el în continuare. Ce aș vrea eu să cuprindă comunicatele de presă, să vă gândiți în primul rând dacă sunt oportune când le dați, să vă gândiți foarte bine, dacă informația este adevărată, corectă și completă. Deci tot timpul să vă gândiți la cuvintele astea. Adevărat, corect și complet. A fost o bună ocazie pentru cei prezenți de a se cunoaște și de a aduce în discuție aspecte specifice domeniului relații publice.